sunt convins că niște consultanți și-au bătut joc și de unii și de alții, servind același slogan, cel puțin de început, de campania ambilor. Deci eu în locul lor m-aș uita bine la consultanți. Dar aceste mesaje sau aceste sloganuri se plătesc, bănuiesc, nu? Cu foarte mulți bani. Bun, la PNL și la PSD probabil că e gratis. Se lucrează patriotic pentru partide. Nu știu. Deci USR este din nou la putere, nu? Dacă păi, uitați-vă, scriu amândoi, cu cei trei trandafiri îndrăznește să crezi în România, dincolo pe afișul liberalilor îndrăznește să crezi în România. Sigur, s-ar putea să nu fie lipsit de semnificație, pentru că având același slogan, faptul că liberalii îl pun deja pe Dacian Cioloș, am putea și accepta ideea că nu i-au păcălit consultanții, ci că liberalii ne anunță cine va fi premierul noului USL după alegeri. Adică PSD plus PNL cu Dacian Cioloș premier. Și fără doamna Gorghiu în schemă, că a zis că își dă demisia dacă se face această colaborare PSD-PNL. Doamnă, asta și eu am spus că îmi dau demisia în 5 minute și nu mi-am dat-o. Deci să fim drepți politicieni suntem. Doamna președinte, dar se vorbește despre alianța PNL-USR și cu Dacian Cioloș în frunte. Nu știu ce șanse are PNL cu doamnă, PSD. Dumneavoastră știți? De la ce se vorbește până la ce se va face e cale lungă. În primul rând, structura guvernului, structura politică a guvernului de după alegeri, o vor da cifrele. Deocamdată se fabulează. Realitatea este că orice parlament trebuie să dea țării un guvern. Știți, ăsta e principiul zero. Uneori reușești formule mai înțelepte, mai morale, alteori recurgi și la soluții imorale după alegeri. Pentru că prima obligație și a președintelui și a partidelor este să aibă un guvern care să poată trece prin Parlament cu 50% plus un vot. Deci, după părerea mea, este foarte greu să vedem alianța PNL-USR atâta timp când nu avem cifrele pe masă. Există o singură alianță certă care, prin ceea ce va obține, va putea depăși 50%. Și asta e PSD-PNL. Da, o să vedem ce o să fie după alegeri. Cu listele ați definitivat. Am văzut că și la dumneavoastră acolo la PMT au fost ceva discuții cu vechi uneperiști. Doamnă, unde nu sunt discuții? Dar vă pot spune că la PMP s-au închis listele. Da, pentru că am văzut multe discuții. Avem chiar în platou, l-avem pe domnul Adrian Dobre, care înțeles că a rămas pe din afară de pe listele PSD. Nu e așa, domnule? Domnul, nu știu, e posibil să fie rămas pe din afară. Dacă așa a decis conducerea partidului, probabil că așa este. Nu e importantă prezența în Parlament, nu e cea mai importantă prezența în Parlament. Doamnă, sigur, eu v-aș lăsa că aveți invitat. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc. O seară bună.